asta, deci fără zăpadă, asta trebuie să fie și zăpadă. Dar care e anotimpul ăsta favorit? Preferat? Apoi, indiferent. Pentru un artist plastic există vreun anotimp favorit sau nu prea are importanță? Indiferent de anotimp, ea se gândește unde trebuie să se gândească. Mai mult îmi place primăvara, toamna, vara mai puțin că e prea verde. E prea verde? Și nu, da. Adică nu sunt destul, nu este destul de bogat în culori vara, că e verde, totul e viu, verde. Și a zis domnul Chiu pe atunci că verde, nu, el nu e în stare să pictează verde, că el a trăit în Bărăgan și numai nisipul l-a cunoscut și toburile sunt așa șterse și ocru galbene, însă eu trăiesc în natura asta, dar acum o să vedeți-o mult mai mult verde, dar nici eu nu prea am reușit să pictez. E foarte greu să pictez verde să nu fie crud, e greu. Și atunci când e cea mai bună perioadă? În septembrie, atunci se face tabăra aceea, se prind mai multe culori, încep frunzele să se coloreze, să facă galbene, ruginii. Când e cel mai bine? Ca anotimp. Când se surprinde? Toamna mai bogată, mai copt, este totul altfel. Este. Deci aproape este terminat un an cu toate roadele, cu totul. Ăla trebuie pictat, nu fructe și... Primăvară nu prea m-a văzut. Acvarele sunt mai multe de primăvară. De primăvară. Și primăvara, tot verdele, acela intens, dar... Că ani întregi, zeci de ani întregi, numai, în mare linie, numai acvarele am făcut. Și acum de câțiva am pictez numai în unii, că nu știu. Ca tehnică, de ce v-ați apropiat de ce ați pictat în acvarelă? La început. Deci ați pictat cu acuarele la început și acum în ulei. De ce ați folosit tehnica asta? Fiindcă la facultate eram la grafică, acuarele aparține acolo făceam studiile, pe urmă m-am trecut la textilă, la fel studiile am făcut în acuarele, în natura, că am ieșit la... Deci... În jurul orașului, deci aparținea ora ca o activitate orelor ca să facem mai mult acvarele și mi-a mers mai bine. Deci eu sunt cunoscută mai mult ca acvarelistă. Și se lucrează mai greu cu acvarele? Cu mult mai greu, că trebuie făcut foarte repede ca să ne usuce. Trebuie fixat exact să știi când ai pus pensula, ce vrei să faci, la ulei se poate juca, se poate corecta, se poate schimba, și se poate picta alta peste ea. Ce mai mulți pictori folosesc ulei, cam cum ați văzut? Ce în general este valorificat mai mult pictura de ulei. Acvarele mai puțin iubesc, dar după mine e ceva mai cald, mai altfel este. Deci acvarele mai cade, văd culori, ce văd la dumneavoastră în tablou, culori destul de vii, culori destul de calde, de prietenoase, așa e și firea dumneavoastră, vă place să colorați viu, să colorați frumos, să nu colorați foarte, știu eu, noaptea sau peisaje din astea mai închise, Asta depinde și de sentiment. Depinde de ce ești influențată, de toamna, colorată sau de ceva altceva, asta depinde ce trece prin sufletul artistului. Cromatica așa apară. Degeaba vreau să fac ceva viu de tot când sunt triste de tot, nu? Da. Așa? Dar nu prea văd ceva foarte trist pe aici. Înseamnă că nu sunt tristă niciodată. Din ceea ce observ eu, foarte trist, nu văd culori vesele, galben, oranj, culori calde, nu prea văd, știu eu, vreun peisaj de iarnă, vreun peisaj din acela care să fie sobru și câte... Nu prea vă plac contrastele puternice, din ce am observat eu, nu faceți contraste prea puternice, dar văd un tablou cu acei copii care se privesc în oglindă. Un tablou de? Cu tablou cu copiii care se privesc în oglindă. Ei sunt primele nepoții a mei. Odată nu era asta, era o oglindă simplu, m-am influențat după asta
Și ăla mic când am scos, așa s-a speriat de oglindă când s-a văzut în oglindă, că era mama sa acolo și a început să plângă. Și undeva mi-a rămas asta și când m-am mutat aici și n-am avut ce să fac, nu știu ce era, și m-am apucat să fac o compoziție de ei așa. Când, și văd un singur tablou nud. Poftim? Văd un singur tablou nud, cu tablou acela cu femeia, acela cântat. Da, mai sunt, dar ăla cumpără mai repede. Deci aveți și o strategie de... Mai sunt, în mai mici mai sunt și în acvarele, dar sunt pe care am zis că ei au ales, băieții. Asta a vrut să fie aici. E costisitor din punct de vedere financiar să fie artist? Aici tot am vrut să redau ceva, o pocnire de viață, o înflorire. Sentiment de viață. Da, totdeauna aceștia sunt făcute din memorie, știți, nu sunt după natura, dar majoritatea după natura. Și cum reușiți să comercializați? E destul de greu să vinzi tablourile? Cum stă artistul? Nu se vinde mult. Dacă dau să vinde pe o lună de zile, pot să fii mulțumit. Și sunt mulțumită. Nu vreau să vând toate lucrurile. Și de-a lungul timpului tot așa a fost? A vândut mai greu sau acum? Nu, totdeauna. Probabil ați vândut mai mult, altor mai puțin. Cândva a fost cel mai bine? Am vândut totdeauna destul de bine. Am avut expoziția în străinitate și în alt oraș. Unde ați și avut de... expoziția? Am avut prima dată care am ieșit la Wuppertal, la Germania. Acolo am avut cu 40 de acvarele, numai acvarele. Așa am vândut totul acolo. Pe urmă am avut la Pocș, pe lângă Dunărea, unde este uzina aia de atomică. Acolo tot personale, tot am vândut, niciunul n-am adus înapoi. Și aici, în țara, câte două, trei, când remușim. Dar nu asta este baza, e baza că mă frământă să pictez, atunci mă apuc și pictez. Și vă frământă de multă vreme să pictez. Pictez și gata, ce va fi cu ele nu prea mă interesează. Deja o viață, pictura v-a însoțit în fiecare etapă, din copilărie, de când ați văzut călugărițele acelea muncind și pictând și v-a fascinat pictura, până acum se pare că în continuu, an de rând, jumătate de secol de pictură, cel puțin aveți, practic pictura se suprapune peste viața dumneavoastră. Și pictura, am putea spune că pictura va ocupa cea mai mare parte din viață? E un ceva care nu va da pace de-a lungul vieții și va însoți, indiferent de probleme, a fost constanta vieții dumneavoastră? Numai asta visez, ca să am posibilitate să o pictez. Asta se întreabă. Da. Să las totul, să termin repede bucătăria, să termin totul și înăuntru sau acolo. Și artiști plastici, că am discutat nu de multă vreme cu un artist plastic, o femeie, a spus, încerc să fac și la bucătărie, fac în tot ceea ce înseamnă munca unei femei, dar nu mă pricep la niciuna suficient de mine, tot spre pensulă, spre atelier. Da, totdeauna ea umblă în fața ochiului. Așa suntem. Dacă n-ar fi așa, dacă n-ar trage pe pictorul activitatea, pictura, ca să lucrează, atunci... Asta e mai mult decât o activitate, că urmează toată viața. Activitatea mai pui și punct. Cum a fost activitatea noastră pedagogică, ați pus și punct la un moment dat și ați intrat în pensie, dar la pictura nu puneți punct. Cât o să puteți, o să duceți tot înainte. Da, și cum să zic, de aia pictez mai mult, că la acvarele trebuie să-l întinzi totul și repede trebuie făcut. Dacă vine cineva, sună, gata, poți arunca, nu se poate, acolo trebuie aprofundare. Liniște, să fie singură, să nu mă conturbă, la ulei pui jos pensul, la ridici, continuu, dar mai mult îmi place singură. Nu-mi trebuie nici muzica, nimic. 5-6 ore pictez pe zi dacă am posibilitate. Și atelierul în casa noastră, nu trebuie să vă deplasați, nu știu unde. Da, acum nu prea ies.
Și cât am avut, am stat la, acolo în cealaltă parte a orașului, tot trebuia să vin dimineața, mă duc înapoi, cumpărături, nu știu ce acum, de aia am cumpărat casa pe loc aici, în spațiul ăsta.